versetul 35, era un imperativ, se temnă și cu semnul exclamării, să nu vă părăsiți. Dar încrederea a cui? A noastră. Pe care o așteaptă o mare răspătire. Domnul mi-a spus prin Duhul Sfânt, aseară, că trebuie să vorbesc în această dimineață despre încredere, încredere. Și vreau să mă pun cumva, aș vrea să reușesc să fac asta, să fiu un Ionatan dimineața asta, care să reușesc să pătrund în pustiul vieții tale, nu știu dacă se numește, cu siguranță nu se numește Ziv. 1 Samuel 23, versetul 15 spune David, văzând că Saul a pornit să-i ia viața, a stat în pustiul Ziv în pădure. Nu numai că e deșert, e și pădure. E înfieritoare pădurea, nu? V-ar place să dormiți la noapte într-o pădure? Nu v-ar place, sigur. Versetul 16 zice atunci, Ionatan, fiului lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. Propoziția asta e uimitoare. Un om a făcut asta. Vă rog să o cu toții cu voce tare. 3, 2 și el i-a întărit încrederea în Dumnezeu. N-ați citit toți? Mai repetăm un dat trei, doi și El Ar vrea să-ți întărești în această dimineață încrederea în Dumnezeu. N-am pretenția că vorbele mele îți vor întări încrederea, însă avem cu noi o carte. E Biblia, e cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Biblia, într-un moment atât de complicat, când era amenințat să-și piardă viața, când, dacă vreți, era urmărit de Interpol, da? împăratul Saul în exercițiu și-a pus în plan că îi va lua viața. Nu doar că îi va produce un handicap, îl va omorâ. Și bărbatul acesta este nevoit să alerge și să rămână într-un deșert, apoi să se adăpostească în timpul zilei și în timpul nopții într-o pădure. Și ascultați ce a zis Ionatan lui David. Versetul 17. Nu te teme de nimic. Lăudați să fie numele Domnului. Ăsta e mesajul lui Dumnezeu pentru dumneata în dimineața aceasta. Nu știu care e pustiul pe care traversezi, nu știu prin ce deșert treci, nu știu cât de puternic bate vântul, nu știu cât de mult nisip în jur, nu știu cât de încetoșată uh, e pădurea în care te afli, nu știu care e problema ta. Și s-ar prea putea să înceapă de o vreme să-ți scadă încrederea sau poate chiar ai început să o părăsești Formularea autorului epistolei către evrei nu era să nu vă părăsească încrederea. Deși există pasaje, ca și în cartea proverbe, unde omului Dumnezeu înțeleptul zice să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Aici este altfel formularea și formularea este următoarea. Să nu vă părăsiți. Asta înseamnă un act deliberat. Asta înseamnă o decizie proprie. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră. Dacă vom sta să studiem acest concept al încrederii, pe paginile Sfintelor Scripturi, în versiunea Dumitru Cunescu a Bibliei, apare de 99 de ori cu semnificația faptului că cineva s-a încrezut sau nu în Dumnezeu. De 53 de ore apare cu semnificația faptului că cineva s-a încrezut în oameni, în propria lui fire sau în anumite resurse ale pământului, financiare, materiale, proprietăți, imobiluri, ce vreți dumneavoastră. Și toate aceste încrederi în oameni au falimentat. Nu există în Biblie un singur caz în care cineva să-și pună încrederea într-o persoană, să-și pună încrederea în el însuși și în înțelepciunea lui, cum spune cuvântul Domnului, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe, mai tare vă rog, pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Și noi strigăm în această dimineață glorie lui Iisus Hristos. Glorie lui Iisus Hristos. Merită Dumnezeul nostru toată încrederea noastră. Există o a treia fațadă a încrederii și Biblia spune de șase ori că există oameni al lui Dumnezeu care sunt numiți oameni de încredere. Mai sunt? Hai ziceți, da sau nu? Nu mințiți în biserică. Da, sunt. Și pentru asta zicem lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Sunt oameni de încredere. La un moment dat Apostolul Pavel zice, ceea ce ai primit încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Învățătura trebuie să meargă mai departe și încrederea sau a fi om de încredere înseamnă și să transmiți învățătură, spune Apostolul Pavel în Timotei. Și multe alte contexte, nu intrăm în ele. Dimineața asta vreau să vorbesc despre această încredere și mesajul pe care l-am este chiar extras din versetul 35, nu-ți părăsi încrederea. Nu-ți părăsi încrederea. Uitați-vă că autorul epistolei către evrei nu zice nu-ți pierde încrederea. Pot unii oameni să-și piardă încrederea, spre exemplu în mine ca om, da, dar nimeni n-are voie să își părăsească încrederea în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu e om, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeul nostru este înălțat, este glorificat, este sfânt, este adevărat, este binecuvântat în veci, strigăm în dimineața asta glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Indiferent ce s-a întâmplat în viața ta, indiferent prin ce ai trecut, nu uita! Dumnezeu tău n-are voie, n-are voie să nu mai aibă încrederea ta pusă în El trei lucruri despre această încredere. Cum să nu-ți părăsești încrederea în Dumnezeu? Într-o societate în care oamenii îl părăsesc pe Domnul. Într-o societate în care oamenii renunță la cer. Într-o societate în care oamenii frecventează tot mai rar lăcașuri de cult și tot mai rar vin în locuri unde prezent Hristos. Unii dintre ei zic, am atâtea motive, frate, am fost așa de dezamăgit, am fost așa de încurcat, am avut atâtea probleme și așa de multe lucruri mi s-au întâmplat. Vreau să spun ceva în această dimineață, niciodată Dumnezeu nu-i vinovat pentru că Dumneata sau eu ne părăsim încrederea în El. E o părăsire, nu e o pierdere, este o decizie proprie, este un act voluntar, nimeni nu te obligă să faci asta în ziua judecății nu vei avea argumente să zici, vezi, Doamne, că din cauza că mi-am părăsit încrederea în Tine, nu vei avea niciun argument. În primul rând, nu-ți părăsi încrederea sau a avea încredere în Dumnezeu presupune să faci cunoștință cu Dumnezeu. Dacă ne uităm în lumea umană, nimeni nu se poate încredere într -un, încrede într-un alt om dacă nu îl cunoaște, corect? Trebuie să-l testezi, trebuie să-l verifici, trebuie să înțelegi că omul acela e un om de cuvânt, ce zice el, da, ia-mi, nu schimbă, nu transformă, indiferent de circunstanțe. El este un om în care poți să pui bază. Nu transformă lucrurile imediat, indiferent ce se întâmplă. Dacă sunt lucruri independente de el, are argumente obiective, altceva. Îl înțelegi, accidente, altceva. Îl duce cu zmordu, nu știu. Înțelegeți? Ca să poți să te încrezi într-un om, trebuie să-l cunoști. Ca să ne putem încrede în Dumnezeu, trebuie să facem cunoștință cu Dumnezeu. Noi suntem aici, marea majoritate oameni care am avut în viață momente și un moment primar în care ni s-a făcut de cunoscut Dumnezeu. Noi n-am avut inițiativa să-L cunoaștem pe Dumnezeu. N-a fost decizia noastră să alergăm înspre cer, n-a fost dorința noastră să-L iubim pe Dumnezeu. Noi, spunea autorul epistolei, acest autor al iubirii în Ioan, noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. Poți să recunoști în această dimineață că este inițiativa lui Dumnezeu în a te cunoaște pe tine și în a-L cunoaște tu pe El? Nu sunt meritele tale. Nu-i descendența ta dintr-o familie să fie a șaptea generație de pedicostal, să fie a opta generație de catolic, de ortodox, Ce vrei, Dumneata. Ascultă-mă. Ai reușit să-l cunoști pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a făcut primul pas poate chiar mai mulți pași. Și pentru toți pașii pe care a făcut Dumnezeu înspre noi, strigăm în dimineața asta, glorie lui Iisus Hristos. Glorie lui Iisus Hristos. În această dimineață, cum se spunea de la timpul de rugăciune, niciunul n-am fi avut acces la rai. Niciunul n-am fi putut să ne punem încrederea în Dumnezeu dacă El n-ar fi venit înspre noi. Dacă El n-ar fi făcut cunoștință cu noi. Cu mulți dintre noi Dumnezeu a făcut cunoștință că nu mai aveam valoare, când nu mai aveam viitor, când eram epavele societății, oamenii vorba românească, nu de nici măcar doi bani pe noi. Cineva ne-a căutat prin praful drumului. Cineva ne-a luat de nicăieri. Cineva și-a pus ochii pe noi, când spunea Dumnezeu către poporul evreu, oameni buni. Nu v-am căutat pentru că aveați sta, stiag. Nu v-am căutat pentru că aveați țară. Nu v-am căutat pentru că aveați armament în dotare. Nu v-am căutat pentru că era star și puternici prin propriile voastre forțe. V-am căutat pentru că eu, Dumnezeu din cer, de peste toate națiunile pământului și din toate popoarele, mi-am îndreptat privirile înspre voi. Și zicea Dumnezeu. Am făcut asta numai pentru că v-am iubit. Aleluia lui Dumnezeu. Ești în dimineața asta la Betania. Ești în dimineața asta online. Din motive obiective nu ești prezent sau prezent aici. Nu uita. E harul lui Dumnezeu că Dumnezeu și-a pus mâinile peste noi. E îndurarea lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a iubit. Ce a găsit Dumnezeu la noi, ne întrebăm în fiecare zi. De ne-a iubit și ne iubește așa de mult. O, oh, n-a găsit nimic în noi. Însă dragostea lui n-a căutat ceva în noi. El e dragoste. Lăudați să fie în numele lui. Ca să ai încredere în Dumnezeu, trebuie să-i cunoști caracterul. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu nu-i ca oamenii. Noi oamenii știți cum gândim. Dacă cineva ne face bine, măcar bine să-i facem. Trăistie că unii și la cel ce fac bine le face rău. Nici măcar uman nu gândesc. Da? Înțelegeți? Uitați-vă că Dumnezeu face altfel. Dumnezeu zice când e cel mai jos, când ești cel mai strab, că balta de sânge în care te a a crescut și ți-a trecut dincolo de nas și ești aproape să fii inundat în sânge, să nu uiți, eu te iubesc, aleluia, eu te iubesc. Striga profetul, Dumnezeu vorbea prin profetul lui Isaia și a zis, oameni bunoare, va veni vreodată istoria să se deruleze în așa manieră, atât de alarmant și atât de groznic, încât o mamă, o mamă, să-și poată lepăda rodul pântecelui ei, propriul ei copil, băiețel sau fetiță. Și a zis Dumnezeu, chiar dacă va veni o astfel de perioadă istorică și o vedem, să nu uitați, eu nu te voi părăsi niciodată, a zis Dumnezeu. Eu nu te voi uita, am făcut ceva, a zis Dumnezeu, te-am săpat în palmele mele, aleluia. Există niște gravații, a zis Dumnezeu, pe brațele mele și acestea nu ceva murdar, și aici e proiectul lui Dumnezeu în viața ta. Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie numele Domnului cunoaște caracterul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu pe care ne iubește fără să facă diferențe. Nu zice pe cutare îl iubesc pentru că e mai bogat, pe cutare îl iubesc mai puțin că nu e așa de bogat, pe cutare îl iubesc mai mult pentru că e important, predică. Da, nu, 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 nu. Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Mă duc la evanghelizări și uneori întâlnesc oameni care simt în Duhul că consideră că n-au valoare și Duhul îmi zice să le spun, transmitele următoarele vorbe. Sufletul omului cel mai slab de aici este la fel de prețios ca sufletul domnului Biden, președintele Statelor Unite ale Americii. Credeți asta? faceți un semn de credeți asta. Vă rog frumos, hai fi frică că e America, da? <laughs> sufletul, sufletul tău este la fel de valoros ca sufletul omului cel mai important din viața ta. De ce? Pentru că sufletul domnului tale este etern. Pentru că Dumnezeu te iubește, pentru că ai valoare în ochii Lui. O, oh, ești coroana creațiunii lui Dumnezeu, a pus în tine ceva de valoare eternă. Întotdeauna când mă uit la oameni care consideră că nu au valoare, simt să le spun, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu are planurile tale așezate înainte ochilor Lui. O, lăudat să fie numele Domnului. Caracterul lui Dumnezeu este un caracter plin de bunătate. Este plin de credincioșie. Niciodată nu există vreun moment în care Dumnezeu să zică da și se transforme. Nu, nu se transformă când omul nici cum nu vrea să se înduplece și să asculte de glasul lui Dumnezeu. O, când ai un astfel de Dumnezeu, când ai un puternic tată, când ai un creator care ține suflarea oricărui trup omen, N-ai motive, n-ai motive să-ți părăsești încrederea în tatăl Dumnezeu. Dumnezeu. Oh, dacă ai avea un tată care e prea ocupat, dacă ai avea pe cineva în familia ta care e extrem de ocupat și are foarte multe priorități de rezolvat, și ai zice, da, n-are timp să vorbească cu mine, am să-ți spun ceva, tatăl tău din cer poate vorbi cu tine 24 din 24 de ore. Crezi asta? Lăudați să fie numele Domnului, cunoaște caracterul lui Dumnezeu, vreau să-ți mai spun ceva, cunoaște căile lui în viața ta, amintește ți de toate momentele dificile din viața ta în care Dumnezeu a intervenit într-un mod supranatural, Dumnezeu pare că vrea să-i tragă, la, tragă la semne pe evrei și le zice, oameni buni, am o problemă cu voi, că deși v-am dat mai mult decât îl meritați, deși v-am dat tot ce am avut eu mai bun, voi nu aveți încredere în mine, zice Dumnezeu. Dacă ar fi un Dumnezeu ca dacă ar fi un zeu pește ca Dagon, zeul filistenilor, da, ați avea motive să nu vă încredeți în mine. Dar Dumnezeu zice, țineți minte, v-am luat de nicăieri. Citeți din Deuteronom capitolul 1, cuvântul Domnului spune, versetul 29, Eu v-am zis, nu vă înspăimântați, și să nu vă fie frică de ei, de acel popor care era, trebuia să fie învins în, în spațiul ionului. Domnul Dumnezeul vostru! care merge înaintea voastră, se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi, sub ochii voștri în Egipt. Zice Dumnezeu, oameni buni, vă amintiți de cele 10 plăgi în care a făcut praf țara egipteancă? Vă amintiți că au fost momente în care pe metru pătrat, jumătate de metru pătrat era cotropit de piatră, de foc, de pucioasă, de ce venea acolo ca și plagă? Și cealaltă parte, unde era un picior de evreu, era în lumină, spune cuvântul Domnului, peste tot Egiptul era durere, era faliment, era cădere, totul era praf. Câmpiile erau năucite, erau incendiate, piatra a nimicit tot, nimic n-a mai avut. Însă Dumnezeu și-a întins mâinile și Dumnezeu a zis peste ținutul Gosen, las lumină. Când întunericul era năucitor, besnă, parcă Dumnezeu și-a întins mâinile peste un petec de pământ. Și în față era întuneric, în afara gosenului, în dreapta era întuneric, în stânga era întuneric și în spate era întuneric. Însă, însă unde erau copiii lui Dumnezeu, copiii lui Israel, era lumină. Și zice Biblia, niciun câine nu călărea, nu plângea, nu transmitea un sunet de durere, pentru că acolo era palma lui Dumnezeu. Poți să recunoști și în această dimineață că palma Domnului a fost întinsă peste casa ta, a fost întinsă peste pruncii tăi, a fost întinsă peste familia ta, a fost întinsă peste școala unde freventează copiii tăi. O, lăudați să fie în numele Domnului! Când sunt atentate teroriste, când zboară mașini în aer, așezate cu bombe sub scaune, ce ne protejează pe noi și mașinile în care călătorim noi, pe noi și casele noastre și familiile noastre, este brațul lui Dumnezeu. Este brațul lui Dumnezeu. Este brațul lui Dumnezeu. Strigăm din toată inima glorie lui Isus Hristos. Glorie lui Isus Hristos. Nu inteligența ta, nu IQ tău, nu resursele tale, nu strategiile tale, nu businessul tău îți dă autoritate. Cine te ține în picioare pe tine și pe mine, cine ne dă viață și suflare, poartă numele Domnul, înălțat să fie numele Lui. Și a zis Dumnezeu, apoi amintiți-vă versetul 31, în ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a portat cum poartă un om pe Fiul Său, pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Zice Dumnezeu, dacă n-ați înțeles cum spunea în Exodul 19 cu 4 că v-am purtat pe aripi de vulturi și că nu mai aveați nicio situație de ieșire ca puiul ăla de vulturi care cade în gol, m-am așezat sub voi să vă ridic, v-am mai dat o perspectivă, v-am mai ridicat încă o dată, atunci am vrut să vă aduc o imagine mai personală și să vă spun că am făcut din voi copiii mei. Eu am fost tatăl vostru, m-am comportat cu voi prin deșert, ca un tată, care e foarte interesat de ce mănâncă dimineața la mias și seara și cum doarme pruncul lui, cum doarme fetița mamei sau a tatălui. Nu-i așa, dragi părinți? Aveți un interes deosebit și pentru asta zic, Domnul să vă răsplătească, Domnul să vă binecuvinteze. A zis Dumnezeu, v-am purtat prin deșert, cum poartă un om, pe fiul său, și să țineți minte și atunci când ați cârtit, a rămas Dumnezeu pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Acum Dumnezeu are o durere în inimă, este înfiorătoare durerea asta lui Dumnezeu. Versetul 32 zice, cu toate acestea, mi greu să citesc mai departe. Vorbea Dumnezeu cu poporul evreu. Voi, zicea Dumnezeu, așa mă doare asta. N-ați avut încredere în Domnul Dumnezeu vostru. Dice Dumnezeu, oameni buni, ați avut niciun motiv să imputați lui Dumnezeu ceva carențe, slăbiciuni, lipsă de portare de grijă. Și cu toate acestea, zice Dumnezeu, nu-ți părăsi încrederea. Asta înseamnă, în primul rând, să-ți cunoști Creatorul. Să-ți cunoști conducătorul, să-i cunoști caracterul lui, să-ți să amintești de toate căile pe unde ai umblat cu Dumnezeu, să-ți amintești de locurile acelea unde ai zis, Doamne, de aici nimeni nu mai scapă, Doamne, de aici nu mai există nicio situație de ieșire și de nicăieri, cum se spunea deja frumos, a intervenit brațul lui Dumnezeu. A venit Domnul la momentul potrivit când era ultima fracțiune de secundă când se mai putea face ceva. Și Domnul a zis, vin acum și schimb toată fața istoriei vieții tale. S-a întâmplat asta în viața ta? Spune, lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Cunoaște-i cunoaște condițiile! Există niște condiții. Ascultă Asa, tot Iuda și Beniamin, zicea Dumnezeu către poporul evreu. Eu sunt cu voi. Câtă vreme? Sunteți cu mine. Dacă... Mă părăsiți, ce trist, și eu vă voi părăsi. Când un frate, când o soră, când un tânăr, când un adolescent, când cineva care a intrat într-o relație de cunoaștere cu Dumnezeu, își părăsește această încredere în Dumnezeu, Dumnezeu nu mai poate să fie prezent în locul acela, deși din nou îi vorbește, din, din nou îi dă resurse, din nou îi dă zâmbe, din nou, cum se spunea despre răbdare, în delunga răbdarea lui Dumnezeu ne îndeamnă la la Păcăință, zicem amin, ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi. Încrederea în Dumnezeu înseamnă, în al doilea rând, înseamnă capitulare. Avem un Dumnezeu gelos. Caracterul lui Dumnezeu nu e doar dragoste. Caracterul lui Dumnezeu e dreptate. Caracterul lui Dumnezeu e clar și gelozie. Zecele zice: Am văzut într-o viziune gelozia lui Dumnezeu. Gelozia lui Dumnezeu înseamnă că nu admite, nici într-un caz, și pentru nimeni, cineva să-și mai pună încrederea pe lângă Dumnezeu și în altcineva. În materie de mântuire, de salvare, de vindecare. Se spunea la timpul de rugăciune, bisturiul medicului merge, laserul lui, sistemele performante merg să opereze. Însă niciodată. Un medic nu vindecă. Niciodată un medic nu vindecă. Pe toți medicii respectăm, le respectăm slujba, ne rugăm pentru ei, ne rugăm Dumnezeu să le dea putere, mai ales cu perioada asta de pandemie, ele foarte greu. Medici, asistente medicale, infirmieri, brancadieri, toți care lucrează pe smord, vreți tot poporul domnului să zicem Domnul să-i binecuvinteze? Domnul să întărească. Domnul să le mărească puterile. Domnul să-i facă să fie mântuiți și să le răsplătească truda lor în cer. Amin? Lucrează, Doamne, pentru azi. Însă n-ai voie să spui, medicul m-a vindecat. N-ai voie să-ți așezi încrederea într-un om, indiferent cinei. Să aibă zece doctorate în domeniu. Încrederea dumitale trebuie să fie numai în Dumnezeu. Trebuie să capitulezi în fața lui Dumnezeu și să spui, Doamne, singurul care meriți încrederea mea, singurul în care vă așeza puternic și total încrederea, ești Tu. Spunea cuvântul Domnului, încrede în Domnul din toată inima ta, amin? Nu-i da lui Dumnezeu 99% din inima ta și 1% unui sistem politic, religios, oricum ar fi el, administrativ. Când trebuie să se rezolve o problemă, nu te încrede pe cine știi acolo. Încrede-te în Dumnezeu. Dacă nu învățăm lecția aceasta, vom trece prin probe mari. Și până când nu ne smerim să capitulăm în fața Lui Dumnezeu și să spunem că singurul care ne poate rezolva problemele noastre, singurul care merită încrederea noastră și singurul de la care cerem cu adevărat soluțiile pentru problemele noastre este Dumnezeu. Până atunci dăm cu capul și din nou repetăm cazul nu ți s-a întâmplat niciodată în viață să zici, da, prin persoana asta, cu siguranță, Dumnezeu mă ajută. Dar pentru că te-a ajutat Dumnezeu prin persoana asta de mai multe ori, ai început să-L pui pe Dumnezeu într-o paranteză și să zici, persoana asta mă ajută. Când ai făcut asta, Dumnezeu s-a retras. Și persoana aceea nu te-a mai ajutat niciodată. De ce? s ai mutat încrederea de pe Dumnezeu, pe om. Încrederea noastră înseamnă capitulare înaintea lui Dumnezeu. Nu avem voie să ne încredem în oameni. Nu avem voie să ne încredem în sisteme. Indiferent cine ai fi în lumea asta și cât de tare ai ști și câte relații ai avea, ține minte, vine o zi. Și poate e cea mai importantă zi a vieții tale sau a familiei tale. Când pentru că ți-ai pus încrederea în oameni, totul se năruie. Nu mori. Că trebuie să înveți nu mori. Și după ce înveți lecția, zici, Doamne, mă smeresc înaintea Ta și zic, Tu meriți toată gloria, Tu meriți toată onoarea, Tu meriți toată încrederea din viața mea. Recunoaște-L pe Domnul, spuneam deja, unde? În toate căile tale. În toate căile tale. Încrede-te în El din toată inima ta. Capitulare, numai Dumnezeu să fie încrederea vieții tale, în rezolvarea problemelor, în situații dificile, Dumnezeu. Dumnezeu poate rezolva orice o problemă. Asta e imaginea în care pe muntele schimbării la față, după ce l-au văzut și pe Ilie și pe Moise și Iisus Hristos a vorbit despre sfârșitul lui cu acești doi mari titani ai credinței din Vechiul Testament. După ce au plecat ei, zice Biblia, s-au desmetecit ucenicii, s-au uitat în prejur, în stânga, în față, în dreapta, în spate și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Era suficient? Lăudați să fie în numele Lui! era suficient. Numai Isus singur merită cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt Dumnezeul în crederea noastră. Vreau să vă mai spun ceva, ultimul lucru. Nu-ți părăsi încrederea, asta înseamnă consecvență. Nu contează cât de tare se aprind cuptoarele. Nu contează. Tu rămâi de partea lui Dumnezeu. Și a dragme și așa nego. Ce mărturisiți voi? Ce vor spune dușmanii voștri? Ce va zice împăratul în exercițiul al Babilonului? Ce va zice el? V-ați încrezut în Dumnezeu, zice împăratul păgân. Chiar dacă pentru asta trebuie să călcați niște legi greșite date chiar de mine, zice împăratul. Dar au ieșit fără să le miroase părul sau hainele a fum. De ce? S-au crezut în Dumnezeu și Dumnezeu a trimis pe îngerul lui. Încrede-te în Dumnezeu, indiferent cât de adâncă e groapa în care te aruncă. Indiferent cât de adâncă e groapa. Indiferent când e fometați îți lei. În mijlocul cărora cazi dintr-o dată așa ca o cărbă. Nu-ți vei rupe niciun picior. Nu v-ați gândit niciodată cum de nu-și rupt un picior Daniel în, în groapă? Că o căsut de la înălțime. Nu vă imaginați că o căsut așa de jos. Asta l-a aruncat, nu l-a interesat de el. O zis oricum moare. Acum că pe oasele sau nu, mai contează. Cine a fost acolo sub talpile lui? Mâna îngerul Domnului. Aleluia! Poate ai avut moment în care ai simțit că uh, ai un, așa, o mișcare a gleznei și gata să se rupe piciorul. Știi ce nu se a rupt? A fost mâna lui Dumnezeu. Dar dacă ți se rupt, nu înseamnă că nu a fost mâna lui Dumnezeu cu tine, ci înseamnă că într-un alt mod Domnul a vrut să te prelucreze. Cum de nu l-a atins? Cum de nu l-a atins? Și care e marea minune? Împăratul zice, când l-au scos din groapă pe, pe Daniel, împăratul a zis, hai că vreau să văd, aveți măcar o rană. Măcar o rană. Ce, ce frumos lucrează Dumnezeu în detaliu. Și zice, Biblia s-a uitat pe trupul lor și pe trupul, pe trupul, lui Daniel. Și pe trupul lui Daniel nu era nici măcar o, o rană. Aleluia! Asta nu înseamnă că n-a fost încercat. A fost extrem de încercat, dar n-avea răni. Pentru că așa a decis Domnul să-l păzească. Știți de ce? Pentru că zice împăratul Daniel... N-a greșit nici înaintea mea, nici înaintea lui Dumnezeu, dar s-a încrezut în Dumnezeu. Când e greu în viață, când nu mai ai nicio circunstanță, când valurile vin ca un vacar peste corabia în care mergi tu, Pavele, te mai temi? Zice Pavel, azi noapte mi s-a arătat un înger al Domnului și mi-a zis, Pavele, nu te teme, trebuie să ajungi la Roma să predice Evanghelia. Și nu numai că te las steafăr și viu pe tine, împreună cu tine îți dau toată corabia, pe toți, sute de oameni. Știți ce zice Pavel când termina asta? Zice, am încredere în Dumnezeu am încredere în Dumnezeu, că tot ce a zis Dumnezeu va aplica ad litera, aleluia, lăudați să fie numele Domnului. Nu-ți părăsi încrederea, asta înseamnă cunoaște-L pe Dumnezeu, cunoaște-I caracterul, cunoaște-I căile, cunoaște-I condițiile ca să le respectăm cu toții, cunoaște-L pe Dumnezeu și treci mai departe, capitulează înaintea Domnului și zici, Doamne, în nimeni nu mă mai încred, numai în Tine, Doamne, și în oamenii Tăi care sunt oameni de încredere, Doamne, și vreau, Doamne, să fiu consecvent toată viața, vine o zi în care încrederea ta va fi Răsplătită. Vei fi răsplătit pe pământ și nu uita. Biblia zice nu, să nu vă părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Amin.